Dragii mei, dacă în seara aceasta timpul mi-ar fi permis, și când spun lucrul acesta, vă rog să mă credeți, nu-l spun nici cu mâhnire, nici cu dezamăgire, îl spun doar ca o simplă constatare. Dacă timpul mi-ar fi permis, mi-ar fi plăcut să menționez evenimentele care au avut loc de la intrarea Domnului Iisus festivă în Ierusalim și până la momentul instituirii cinei Domnului, pentru că zilele acestea care s-au spus între cele două evenimente au fost zile foarte încărcate în viața Domnului Iisus, atât în activități, cât și în mesaj. Și aș vrea să vă spun că în timpul celor 3 ani și jumătate, cât se crede că a durat activitatea pământească, publică, a Domnului Iisus, El a știut în orice moment valoarea fiecărui ceas. Și nu și-a permis să piardă timpul așa cum poate că eu, mi-l pierd pe-al meu uneori, care mi-a fost dăruit, și poate că dumneata procedez la fel. Dar, în mod aparte, în săptămâna pe care noi creștini am ajuns să o numim de-a lungul vremii săptămâna patimilor, în viața Domnului Iisus, evenimentele parcă au fost așa de concentrate și din fiecare am fi putut să învățăm câte ceva. Nu cu multă vreme în urmă vorbeam despre înștiințările pe care Domnul le-a oferit ucenicilor când le-a spus că El va fi dat în mâinile bătrânilor poporului iudeu, aceștia îl vor judeca, îl vor osândi, îl vor da în mâinile neamurilor și neamurile îl vor batjocori și apoi îl vor omorâ. Și le-a spus ucenicilor că a treia zi El va învia. Când am vorbit despre lucrurile acestea, am spus că în 2 din cele 3 înștiințări, Domnul Iisus a folosit cuvântul trebuie, un cuvânt care era foarte important, dar pe care ucenicii nu l-au luat în calculele lor. El a spus, trebuie să întâmple și Petru a zis, să te ferească Tatăl să se întâmple. Păi dacă trebuie. Dar acel trebuie era hotărât de sus. Când am vorbit despre lucrurile acestea, însă n-am precizat în sfârșitul predicii mele și probabil că unii ați așteptat lucrul acesta, să spun de ce trebuia El să meargă la Ierusalim, de ce trebuia să fie dat în mâinile preoților celor mai de seamă, a fariseilor, a cărturarilor, de ce trebuia să fie osândit și condamnat la moarte, să fie pus pe cruce, să moară și a treia zi să învieze. La întrebarea aceasta, un răspuns simplu ar fi pentru vina noastră și pentru păcatele noastre. Căci nu pentru ale Lui a murit pe cruce, ci pentru ale noastre. În gura Lui nu s-a găsit vicleșug și în viața Lui nu s-a găsit păcat. A fost o zi în care, în mijlocul adversarilor Săi, Domnul s-a ridicat și a întrebat, cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat. Și măcar că aceia cărora le punea El această întrebare nu erau prieteni, ci erau vrăjmași, adică oameni care aveau tot interesul să spună ceva împotriva Lui, nimeni în ziua aceea nu s-a putut ridica să spună ești vinovat de lucrul acesta sau de lucrul celălalt, pentru că El nu avea vină. Slăvit să fie Domnul. Totuși, voi face referire pe scurt la un eveniment care a avut loc cu 6 zile înainte de Paște într-o casă din Betania, în care ne spune Evanghelistul Ioan că pe când ședeau la masă, a venit Maria și a dus un vas cu mir care era de foarte mare preț. A turnat mirul acela pe trupul Domnului Iisus și casa aceea s-a umplut de mirosul mirului. Și unul dintre ucenici, Iuda, a protestat foarte dezamăgit, a spus, mirul acesta se putea vinde cu 300 de lei. El și știa deja valoarea pe piață, era la curent cu toate lucrurile acestea.
Și banii aceștia adăugat el puteau să fie dat săracilor. Părea să fie un om mânat de intenții bune, dar nu mai părea. Când el a spus aceste cuvinte, Domnul Iisus a spus: nu face supărare, femeie, ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Ea a turnat milul acesta pe trupul meu, având în vedere, probabil fără să știe, înmormântarea mea. În momentul în care Domnul Iisus l-a admonestat în felul acesta pe Iuda, care socotise că dă un sfat înțelept, în inima acestui om s-a născut dorința de a-l vinde. Pentru că în Evanghelia după Matei, în capitolul 26, cele două evenimente sunt unul după altul. Admonestarea lui Iuda și nașterea gândului de a-l vinde pe Domnul. Așteptăm doar momentul potrivit. Mântuitorul Iisus, în zilele următoare, în ziua următoare, a intrat în Ierusalim. Intrarea aceea festivă, când am numit-o triumfală, și un frate dintre noi a avut foarte mare dreptate să-mi spună: frate, nu sună bine triumfal. Și atunci am schimbat. Am spus intrare festivă. Dacă aș fi spus în continuare intrare triumfală, termenul triumfal conținea în el și o anume notă de aroganță sau de sfidare. Dar Iisus n-a sfidat pe nimeni. Intrare festivă sună totuși mai aproape de adevăr. Și ucenicii în ziua aceea erau plini de bucurie. Știți de ce se bucurau ucenicii? Pentru că au avut impresia pentru câteva ceasuri că acea profeție a Domnului Iisus despre patimile Lui s-ar putea să nu fie pentru atunci. Când au văzut mulțimea toată lăudând pe Domnul, înconjurându-L pe Domnul Iisus, conducându-L spre Cetatea Sfântă, probabil că în inima ucenicilor s-a născut o rază de speranță. Dacă atâția sunt de partea Lui, apoi nu crezi că o să poată marele preot și preoții cei mai de seamă să facă ceva împotriva Învățătorului, împotriva Domnului nostru. Numai că ei nu știau ceea ce Iisus știa și ceea ce ar trebui să învățăm și noi. Că inima omului este exact așa cum spusese pe vremuri profetul Ieremia. Când a venit ziua rânduită pregătirii, ucenicii l-au întrebat pe Domnul: unde vrei să-ți pregătim Paștele ca să mănânci? Și ei erau interesați să mănânce Paștele, dar din felul în care au pus întrebarea, lăsau de înțeles că pentru El fac ceea ce fac. Și Domnul le spune unde să meargă și cum să pregătească și totul se pregătește și seara Domnul stă la masă cu ucenicii Săi. În împrejurarea aceasta le spune: unul dintre voi mă va vinde. Știu, am mai vorbit despre lucrurile acestea, doar vi le reamintesc în seara aceasta. Când ucenicii Domnului au auzit aceste cuvinte, s-au întristat. Și le face cinste faptul că fiecare s-a cercetat pe sine însuși și s-a apropiat de Domnul întrebând spios: Doamne, nu cumva sunt eu? Nu cumva eu sunt acela în stare de o asemenea faptă? Și Domnul i-a spus mereu: nu, nu, nu. Și așa au trecut pe dinaintea Domnului 11 dintre cei 12 ucenici și la toți cei 11 Domnul i-a spus nu. Păi dacă 11 din 12 sunt cu nu, înseamnă că numai al 12-lea poate fi cu da. Și ăsta al 12-lea n-ar fi vrut să vină să întrebe și el, dar a venit. Credea că ceea ce s-a întâmplat în zilele dinainte a rămas taină. Dar pentru Domnul nimic nu rămâne taină. Chiar și acolo unde ne socotim că nu ne vede nimeni, ochiul Domnului ne vede și inima Lui ne știe. Slăvit să fie Domnul! Domnul a spus: Tu ești. Dar în contextul următor, Domnul se ridică în mijlocul ucenicilor, ia una din azimile de pe masă, o binecuvântează, o frânge și le-o dă ucenicilor spunând niște cuvinte care erau, dacă vreți, cheia pentru înțelegerea tainei pe care Pavel o numea taina ținută ascunsă de viacuri. Taina că trupul Domnului va fi dat pentru noi și sângele Domnului va curge pentru noi și pentru vina noastră.
Domnul a binecuvântat azima frântă și le-a dat ucenicilor spunând, luați toți și mâncați, acesta este trupul meu. În seara aceasta, la momentul potrivit, noi în rugăciune îi vom cere aceluia care a binecuvântat în seara aceea pâinea, azima, să binecuvânteze și în seara aceasta azima care se frânge în mijlocul nostru. Să se poată spune și despre azima aceasta sub binecuvântarea pe care o va da El, că este trupul Domnului Iisus, binecuvântat să fie Domnul. În același fel, la momentul potrivit, îl vom ruga pe acela care a binecuvântat rodul viței din pahar și cu acel pahar s-a apropiat de ucenici și le-a spus, luați și vezi din el, este sângele meu, sângele legământului celui nou. Îl vom ruga în seara aceasta să binecuvânteze rodul viței care este în fața noastră și se va împărți între noi. Și sub binecuvântarea Lui să se poată spune și despre acest rod al viței, acesta este sângele meu, adică al Lui. Un ultim gând pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră. A fost de mult un episod trist despre care Cartea Sfântă mărturisește și mă refer în mod deosebit la Genesa, capitolul al 3-lea. Cei care citiți Biblia știți bine despre ce este vorba acolo. Sub presiunea ispitirii șarpelui, femeia a luat și a mâncat. Și au trebuit să treacă mii de ani până când aceste două verbe, luați, mâncați, să fie aducătoare de viață. În seara aceasta vreau să vă aduc aminte. Dacă întindeți mâna și vă împărtășiți, dacă luați și mâncați sau dacă luați și beți, se împlinesc cuvintele Domnului Iisus care a spus, aveți viață în voi înșivă. Pentru aceasta ne-a greșit, trebuia o pregătire. Și dumneavoastră știți, lucrurile acestea nu vă sunt străine. În rugăciunea pe care o vom face împreună, pe caz pe genunchi, ne vom ruga Tatălui Ceresc, ca prin sângele jertfei Domnului Iisus să ne curățească. Aș vrea să-i spunem Domnului, Tatălui nostru Ceresc, în această rugăciune, Tată, știm că pentru vina noastră a trebuit să fii pentru o vreme despărțit de Fiul Tău, să nu mai ai cu tine în cer, ci să îngădui să se întrupeze, să vină printre noi. Știm că din pricina noastră a trebuit să fie pus pe cruce și pentru că ne-ai socotit neprihănit să ești înviat. Aș vrea să-i spunem Tatălui Ceresc să-ți mulțumim pentru toate aceste lucruri. Și în seara aceasta vrem să te rugăm să completezi tu ceea ce lipsește pregătirii noastre. Pentru ca pregătirea noastră să fie un izvor de binecuvântare pentru noi. Amin. Vă chem să ne plecăm pe genunchi. Ne vom ruga împreună. Și apoi cu fratele Mircea ne vom ruga pentru toți.